Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 7. Și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 24 până la 30 inclusiv. Pasajul acesta se intitulează Femeia Cananeană. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată, o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duc necurat, a auzit vorbindu-se despre el. Și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. I-a rugat să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărămiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fică. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Avem în acest pasaj una din cele mai frumoase istorii de credință ale Noului Testament. După disputa cu fariseii și lămurirea lucrurilor cu privire la ceea ce spun către om, Domnul Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului, adică în afara granițelor evreiești de atunci. E posibil ca această retragere să fi fost o măsură de precauție din partea Domnului Iisus. În sprijinul acestei presupuneri vine și textul din Matei 15. Presiunea autorităților din Ierusalim, asociată cu irodianii, trebuie să fi fost foarte mare, astfel încât posibilitatea ca Domnul Iisus să mai lucreze, nu mai exista posibilitatea ca Domnul Iisus să mai lucreze eficient în locul acela. Domnul Iisus nu dorea să provoace o execuție înainte de vreme. Și astfel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, s-a retras pentru o vreme în ținutul Tirului și al Sidonului. Din ținutul acesta aflăm din capitolul 3, versetul 8, că veniseră mulți oameni la Domnul Iisus. Așa că era cunoscut în ținutul acela. Întemeiat aproximativ în anul 2700 înainte de Domnul Hristos, Tirul este un oraș bine cunoscut în Vechiul Testament. Marinarii fenicieni au contribuit în mod deosebit la înflorirea lui între anii 1000 și 500 înainte de Domnul Hristos. Situat la o depărtare de aproximativ 45 de kilometri nord de Apo, cel mai important port de pe țărmul fenician și o perlă între orașele feniciene, Tirul a fost pomenit adesea de prorocii Ezechiel, Ioel, Amos și Zaharie. Tirul se numără printre acele metropole antice care m-au fascinat întotdeauna cu rezonanța lor istorică. David și Solomon au avut legături politice strânse cu locuitorii Tirului, în mod deosebit cu împăratul acestuia Hiram. Locuitorii Tirului sunt aceia care au livrat lemnul pentru construirea templului de la Ierusalim. Și Ahab, împăratul regatului de nord, a căutat să păstreze aceste relații politice
Și în sensul acesta s-a căsătorit cu prințesa sidonită Izabela. Însă în timpul domniei lor, influența religioasă a fenicienilor devenise atât de periculoasă pentru poporul Israel. Cu toate acestea, prorocul Ilie și-a găsit un refugiu în Sarepta Sidonului și a locuit o vreme acolo. Dar să revenim asupra evenimentului care s-a petrecut în ținutul acesta. Nu în Tir, ci probabil într-o localitate situată în apropierea Tirului, a găsit Domnul Iisus ospitalitate într-o casă. Întocmai ca și prorocul Ilie de odinioară. Poate că voia Tatălui a fost tocmai așa ca să existe o paralelă cu prorocul Ilie pentru a arăta prin aceasta că Domnul Iisus se numără în rândul prorocilor. Dacă ne întrebăm cumva cum a fost posibil ca Domnul Iisus să găsească o casă în ținutul acela, atunci ne putem gândi foarte lesne la o casă care îl cunoscuse mai înainte sau auzise despre el. Așa cum spuneam în capitolul 3, versetul 8, citim că mulți din ținutul acesta veniseră deja la Domnul Iisus. În alte condiții, cine din ținutul acela ar fi putut să primească în casa lui un învățător itinerant evreu și cu o ceată de ucenici după el? Aici trebuie să mai facem o observație. Potrivit cu Iosua 19, cu 28 și 29, ținutul de dincolo de Sidon a aparținut seminției lui Asher și era făgăduit de Dumnezeu poporul Israel, așa cum este și din numele 34. Dacă Domnul Iisus s-a oprit în ținutul acela, atunci el s-a oprit într-un ținut care îi aparținea și lui ca Mesia al lui Israel. Vedem deci că toate drumurile Domnului Iisus au fost mereu și mereu orientate spre regiunile promise biblic poporului Israel. Domnul Iisus dorea să nu știe nimeni că el se află în casa aceea. Însă nu a putut să rămână multă vreme ascuns, deoarece iată că o femeie a cărei fetiță era stăpânită pe un duc necurat a auzit vorbindu-se despre el. Se pare că fetița era singurul copil al acestei femei și pentru că nu este pomenit numele vreunui bărbat, e posibil ca femeia să fi fost și văduvă. Întocmai ca văduva din Sarepta Sidonului. Citim mai departe că a venit și s-a aruncat la picioarele lui. Cu câtă ușurință citim noi aceste cuvinte. A venit de s-a aruncat la picioarele lui. Însă trebuie să ne gândim la câte rețineri lăuntrice sau câte rețineri lăuntrice a trebuit să biruiască această femeie. Rețineri care și astăzi îi împiedică pe mulți să vină la Domnul Iisus. Nu știm despre ce rețineri o fi fost vorba, în orice caz, una dintre ele era aceasta. Domnul Iisus era evreu, iar ea era o păgână. Această deosebire se condurează și mai clar în versetul următor, versetul 26. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie siro-feniciană. Prin urmare, era o urmașă a fenicienilor. Siro-fenicia aparținea de provincia romană Cilicia și Siria, însă după cultură și limbă, femeia aceasta era o grecoaică, adică făcea parte din acea categorie a populației care începuse deja să fie elenizată încă de pe vremea lui Alexandru Macedon. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Din aceste cuvinte reiese
necazul acestei femei. Dacă ar fi să ne transpunem în situația ei, am vedea cât de dureros este să ai un copil moral, să te uiți la el neputincios și să nu-l poți ajuta cu nimic. Am avut adesea despre familii care se confruntă cu astfel de necazuri și pur și simplu mă întreabă. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Potrivit cu ceea ce spune Evanghelia după Matei, acesta ar fi cel de-al treilea refuz al Domnului Iisus. Prima dată Domnul Iisus nu i-a dat niciun răspuns. A doua oară i-a spus că el a venit numai la, el este trimis numai la oile pierdute ale casei lui Israel și a treia oară, potrivit cu ceea ce spune Evanghelia după Matei, spune el aceste cuvinte. Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. În acest context, copiii sunt evrei, iar căței sunt oameni necurați și păgâni. Ca păgână, această femeie ar fi putut să se simtă jignită, pentru că a fost comparată cu un câine. În Orient, comparația cu un câine este foarte jignitoare, este o adevărată insultă. Cuvintele acestea, însă, mai întâi, lasă să se trezărească un licăr de speranță. Lasă deschisă problema, dacă nu, cumva mai târziu, și câinii se pot înfructa din această pâine. Pâinea simbolizează aici rana duhovnicească, belșugul binecuvântărilor lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus a și putut să spună într-o altă împrejurare, eu sunt pâinea vieții. Așa cum Domnul Iisus a spus în această împrejurare că el a fost trimis mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel, el a vrut să ofere această hrană duhovnicească mai întâi evreilor. Așa cum bine știm cu toții, după ce evreii l-au respins pe Domnul Iisus, Dumnezeu și-a întors privirile spre noi neamurile și astfel am ajuns să ne hrănim și noi nu cu fărămituri în această pâine, ci chiar cu bucate grase și miezoase. Câți dintre noi nu am fi fost descurajați de acest răspuns al Domnului Iisus? Femeia aceasta însă nu. Departe de a fi descurajată, departe de a se simți jignită și departe de a se da bătută, ea insistă mai departe și spune, da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și cățeile sumoase mănâncă din fărămiturile copiilor. Cu alte cuvinte, ea spune, o fărâmă din această pâine a copiilor lui Israel, pentru mine este mai importantă decât orice pâine. O fărâmă din ceea ce ne dă Domnul Iisus este cu mult mai de preț decât toate comorile acestei lumi. Dar să fim puțin atenți la cuvintele pe care se da, Doamne. Prin aceste cuvinte, ea dă dreptate Domnului Iisus. Mai întâi. Este și viața noastră de credință marcată de aceste cuvinte? Da, Doamne. Sau este marcată de cu totul și cu totul alte cuvinte? De ce? De ce eu? De ce mie? De ce așa? Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiecare. Potrivit cu ceea ce spune Evanghelia după Matei, Domnul Iisus a fost uimit de credința acestei femei și chiar o laudă pentru credința ei. O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Să-L pui în uimire pe Domnul Iisus cu credința ta înseamnă să ai, într-adevăr, o credință mare.
credința acestei femei a fost răsplătită. Du-te, a ieșit dracul din fiecare. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Asistăm în pasajul acesta la o vindecare pe care comentatorii o numesc vindecare de la distanță. Nu a fost nevoie ca Domnul Iisus să fie prezent acolo sau să se atingă într-un fel de fetița aceasta. A fost suficient un singur cuvânt și minunea s-a înfăptuit. Citind pasajul acesta, vedem că, deși la început Domnul Iisus a refuzat-o pe această femeie, în cele din urmă i-a împlinit cererea. A văzut de asemenea și puterea imensă și unică a Domnului Iisus de a face minuni. Nu a fost nevoie să se atingă în vreun fel sau altul de fetița aceea, ci doar să rostească un cuvânt. Și astfel, credința acestei femei nu a fost dezamăgită. Dar oare ce se întâmplă când noi nu avem parte de o asemenea vindecare sau de un asemenea ajutor? Atunci a trebuit să ne gândim că în cazul acestei femei, ea a trebuit să experimenteze în mod vizibil puterea Domnului Iisus. Pentru ea era un lucru absolut necesar. Ce se întâmplă când nouă ne este refuzat o asemenea vindecare sau un asemenea ajutor? Atunci înseamnă că Dumnezeu socotește altceva mai important pentru creșterea noastră duhovnicească și, prin urmare, nu trebuie să ne lăsăm tulburați de întrebarea de ce, ci mai degrabă în ce scop. Dumnezeu dorește ca ceea ce face în viața noastră sau îngăduie în viața noastră să fie optim pentru creșterea noastră duhovnicească. Cine umblă astfel călăuzit de Dumnezeu, și când Dumnezeu spune da, și când Dumnezeu spune nu, la sfârșit va putea să spună cu certitudine. Într-adevăr, credința nu rămâne niciodată dezamăgită și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.